Azi facem un anti-haul, se pare. Ce n-am face, ce n-am luat, ce n-am cumpărat, ce nu ne place, basically. Hai să vedem cu fata asta aici lângă mine. Hai. Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi, în această seară? Da, eu nu filmez seara, dar acum... Sunt cu un invitat, o invitată specială. Și nocturnă. Aici. Și nocturnă, o privichetoare de noapte. O bubniță. Și astăzi filmăm cu această domnișoară. Ce filmăm noi astăzi? Pe care o știți. I am Noel. Canalul ei. Păi, ce așa știți? Despre ce vorbim? Cine descrie? Sunt deja, da? Deci nu știu, nici nu mai sunt invitate. Exact. E de acasă. E de parcă locuiesc aici. Azi ne-am decis să facem o chestie total diferită. Adică nu neapărat legată de parfumuri, dar o să și chestii despre parfumerii. Așa, cât de un pic. În general, am zis să facem un anti-haul. Ea mi-a dat ideea. Adică eu nu știam ce e la un anti-haul. Ce înseamnă un anti-haul? Un fel de anti-haul. Adică care hate-ărim un pic. Hate-ărim și noi un pic. Dăm cu dragoste. Dragoste, exact. Dragoste din aia mai maronie, așa. Da, am zis-o bine. Da. Eu încercam așa pe după da, cireș. Da, eu nu sunt după cireș, eu sunt foarte direct. Ești așa. În fața cireșului? Da, eu sunt în fața, ești în spate. Eu pe aici, mai... Și da, mă rog. Deci facem un anti-haul care înseamnă ce nu ne place nou. Ce da. Nu ne-am... Chestii pe care nu le-am face, pe care nu vrem să le facă nici alții, glumesc. Nu, să le faceți, liniștiți. Fiecare e liber să facă ce vrea, dar cumva, da. Când le vedem așa, strâmbăm un pic de strâmbăm din nas, punem mâna la ochi. Da, că nu. Și ne ducem acasă în liste. Deci toți avem câte o chestie de genul ăsta. Asta nu înseamnă că hituim lumea sau ceva de genul ăsta. Nu facem noi de asta. Și plus că ne legăm strict de chestia asta, nu de persoana care da, exact. E de distracție. Doamne, câte disclaimer. Exact, e de distracție, deci nu vă mai simțiți în niciun fel. Hai să râdem împreună, să ne distrăm. Și să spuneți și voi în comentarii că sunt sigură că aveți. Da. Clar. O grămadă de lucruri pe care nu le suportați și nu vreți să le faceți vreodată sau nu vreți să le aveți. Da, e un talmeș-balmeș aici de chestii care pe noi poate nu ne mulțumesc, nu ne plac. Nu ne plafează. Da, exact. Hai să vedem cine începe primul. Avem 5 chestii, eu am 5, nu știu, tu ai mai multe. Eu am... Iar mai multe. Așa. Ia le dă așa. Numără, eu m-am chinuit, m-am stresat un pic așa să le colecționez. Se pare că nu-mi fac foarte multe lucruri. Dar poate îmi vin pe parcurs și facem clipul ăsta de 50 de minute, că unde-mi place, nu. Așa, nu. Hai 45. Hai să ținem la 45. De ce? De ce? Ok. Zi tu prima. Eu am zis prima chestie, o chestie legată de miros, de feng shui-ul din cameră, de atmosferă, de mirosul din cameră. Deci nu de mirosul de pe tine, nu parfumul, ci mirosul din cameră. Ce nu aș pune eu niciodată în cameră, pentru că mi se face rău de la ele. Am încercat. Sau... Lasă-mă să ziceți, crin. Da, și crin. Crin e aia imperial. Da, aia. Care mai... pot să te omoare noaptea. Da, păi aia nu... Gică, dacă trebuie să-i pui pe mică, balcon sau mulți. Dacă n-ai balcon, iar you're fucked. Adică n-ai ce să faci. Dacă n-ai balcon, trebuie să-i scoți afară la ușă. Pe... Sau pleci tu. Da, sau pleci tu. Pentru că, da, sau anumite plante. Da, nu numai crinii și alte plante, ci că îți iau aer când dormi. Mă rog, nu de asta este vorba, este vorba de acele bețișoare. O să pun pe aici o poză dacă găsești pe internetul ăsta vast. Sigur găsești. Bețișoarele alea care se înfig într-o chestie, într-un suport. Ale asiatice. Da, exact, toate. Au un suport așa de bambus, de lemn ceva. Se înfig și le dai foc și ele ard și scot un fum și un miros de te... Ca la templu budist. Mie nu-mi place, nu mă liniștesc deloc. Mă neliniștesc. De ce? Ți-e frică că o să dea foc la casă? Sau ai chestii da, de genul? Da, cred că am și chestii de genul, pentru că eu când aprind o lumânare trebuie să stau lângă ea. O păzești. Da, o păzești, trebuie să stau lângă ea. Rar o las mai multe ore, adică nu plec de acasă. Astea, lumânările astea, cum văd că nu te uiți la ele, cum încerc da, să exact, fac o sare da. Placăra și se duce, face picioare și se duce. Nu, da, eu nu le las, de exemplu, să plec de acasă, nu concep să plec de acasă, nu? Să las lumânarea prins. Bine, da, de fapt e cam stupid să faci asta. Bine, și dacă... pentru cine ard, dacă tu mă, dacă n-ai animale de casă, e ok, adică... Na, da, dacă n-ai o pisică sau eu știu un câine care să treacă să asta dea cu, clar, atunci, cu clar coada pe lângă și na, nu e ok. Dar nici așa, eu nu am nici animale de casă decât peștii mei de acolo care nu pot sări de acolo să stingă lumânarea.
mai fie de ajutor, dar nu. Deci eu am o chestie în cap să nu aprind lumina aia, să nu o las nesupravegheată și la fel, bețișoarele astea mai mult mă înneacă mirosul și fumul ăla, mie nu mi se pare a fi niciun miros, cine știe ce. Dar sunt diferite și ele. N-am aprins eu ce trebuia. Da. Dar am luat odată. Bine, am luat cele mai ieftine chestii. Hai vezi. Niște ieftinături din alea de la magazine din astea, de la colțul străzii. Santal cu ceva, cu ceva cu altceva. Nu știu, ceva, ce mi-ar conveni mie ca miros? Ceva frumos, ceva, ceva curat, știi? Să miroasă în casa curată. Aia, dar tot se amestecă cu fumul. Da, exact, cu fumul că nu prea merge. Adică trebuie să fie, de obicei sunt arome din astea tari. Da, da. Mai foarte orientale. Orientale și aici e o problemă. Deci nu, bețișoare din acelea, nu cred. Am înțeles. Am și eu ceva tot din zona asta, ca să nu ne abatem prea mult. Nu-mi place parfumul de cameră cu fâs-fâs, ăla care te sperie. Când ți-e lumea mai dragă... Wait for it, așa zic, vorbești. Deci când ți-e lumea mai dragă, face nenorocitul ăla fâs. Ăsta. Dușmanul, face dușmanul. This is the one. Și sar, cel puțin eu. Cred că nu stau bine cu nervii sau ceva, mă gândesc. L-am oprit. Da. L-am oprit că am venit eu, că și-am l-am zis deodată. L-am avut și am auzit ce ceva. Ce se aude? Și nu mai are. Deci are rezerva, dar nu mai are cu ce fâsâi. Pentru... Vede? A făcut un zgomot, că e pe moarte săracul. Dar dacă îi dai de aici, ar trebui să facă. Deci asta e zgomotul pe care... Și pe lângă asta mi se pare că mirosul, de cele mai multe rău. Ori, e fake, așa, e... Ma. Nu, da, e foarte natural, e super sintetic. Acum, ok, între a mirosi, nu știu, a fi un miros groaznic și ăsta, ok, la leg pe ăsta până la urmă. O să încerc unul să găsesc de la Jo Malone, așa, cum ar fi. Cum ar fi? Am de la Jo Malone uleiul în care se facă bițișoarele. English Pear. English Pear. Exact. Că tot vorbim. Uite, eu am de la Glade Pure Linen, da? Deci ar fi să fie ceva, ia. Nu știu dacă mai miroase, că e gol de mult, nu l-a mai... Da, miroase a rufe scoase din, yes? Era zic, din cuptor. Asta vreau din să miroase. Asta vreau să miroase în casa mea sau a cookies, a prăjiturile, dar dacă miroase... Asta mai ales iarna. A cookies, mai bine fac eu ceva în cuptor și miroase cookies, nu? Și știm o treabă. Bun, deci tu nu suporti acele monstruozități. Da. Deci n-ai avea niciodată... Din cauza... asta e culmea. Dar uite ce bine arată, se încadrează bine în mobil, adică am ales o culoare mai... Da. Știi, nu un alb, nu chiar un roz. Chiar m-am păcălit, am crezut că este o rocă. Ce da, neșelezea. A fost atât de aproape. Okay. Hai să trecem la a doua chestia și mea. Și o rocă fosilizată, pentru că iată, da, se vede, da, și o frunză acolo, care sigur e din perioada neoliticului, adică poți să bag mâna în foc. Da. Nu, dar chiar sunt ok, eu le prefer față de o lumânare care știu că arde acolo și eu nu o supraveghez și dacă, știți, sare flacăra și na, dansează prin casă. Number two, de ce zic? Eu am ales o chestie legată de make-up. Bine, am multe chestii legate de make-up, ce nu suport eu. Mi-au mai venit niște chestii acum, fix când vorbeam, dar... Eram sigură că se va ce întâmpla. Nu o să am niciodată, și ați văzut în colecția mea de make-up, nu știu de ce țin bloturile astea în mână și gesticule că... Nu o să am niciodată farduri albastre sau verzi. Mai ales verzi. Albastru ăla deschis. Albastru ăla bleu ciel, bleu bebel sau... Și nu, albastru pudrat, cobalt. Așa, adică nu... Nici cremos cobalt. Sau ceva, ăla pudră, zici că e cretă, dar... Da, zici că e cretă și te dai pe loc. Dar multă lume încă se mai face cu albastru, dar doar cu o dungă de albastru, neblenduit, nenimic. Dar ăla oricum nu știu, știi? Pe cine ar veni bine. Și mai au și ochii albaștri, ceea ce e horror. Adică ochilor albaștri le trebuie un contrast, le trebuie un auriu, o culoare complementară, le trebuie nu chiar aceeași. Și un mov e mai bine decât albastru, pentru că pe urmă se vede tot un mare albastru. Și păcat de ochii. Mi se pare foarte demodat oricum. Și da, e cam undeva, demodat. Nu știu, în perioada 90. Deci când văd o doamnă de o anumită vârstă blondă, platinată și cu albastru pe la ochi, nebunesc, dar un pic așa. Deci eu nu m-aș face niciodată cu albastru. Nu știu cât de bine mi-ar sta, cred că m-a făcut o singură dată în liceu și a fost horror. Și de atunci nu, deci la mine da, un verde închis m-aș face. Poate un cachif. Da, da, un verde mai așa mai... Dar nu verde din acela, nu. De broscoi. Nu, nu. Dar, na,
dacă e totul blenduit sau făcut un degrade frumos, atunci e altceva. Dar cred că ca să lucrezi culorile astea trebuie să te pricepi, frate. Adică da, dacă da, tu ești... Trebuie să ai skill-uri. Praf. Nu știu, eu dacă tu iei cu degetul și te dai așa pe la oi cu degetul, zici că te-ai mușit. Ok, nu fac așa, dar cu siguranță nu mi-am cinci nici culori dubioase. Dacă îți faci un mermaid look din ăla, să fii ca o sirenă, atunci da, merge un albat. Eu în fiecare seară îmi fac un mermaid look. Păi tu că toate suntem niște sirene și trebuie în felul nostru. Bun, da, eu. La tine, hai. Am notat aici, eu am varianta... Eu am varianta old school, ea e pe telefon. Sunt pe telefon. Da. Ruj, roz, fosforescent. Zici că ne-am vorbit, dar ne-am vorbit, noi le-am scris separat. Nu, le-am scris separat. Ruj, roz, fosforescent. Adică rujul ăla roz, toxic. De zici că ai fost cu gura băgată într-o centrală care, atomică, care a explodat. Da, dar știi sigur culoarea. Mie nu mi se pare că vine poate bine... Poate inserez o poză aici dacă găsesc ceva ce seamănă cu ce zice ea. Nu mi se pare că vine bine decât pe o blondă care e în zona aia, nu știu, în zona în care foarte e foarte... roz la față? Carbi, așa, da. Poate că acolo, dar nu-mi place stilul, da. Sau în anumite costume, clar. Nu make-up de zi, costume make-up sau cum se numește. Nu, nici eu nu m-aș da cu rozul ăla palid, pentru că nu știu, nu mi-ar sta bine. Nu, nu, dar nu zic de ăla palid, zic de ăla, ăla foarte, ăla Barbie. Ăla Barbie foarte aprins, ok. Uite ca ăla de pe cutie. Da, înțeleg. Da, mai nebun, mai nebun. Înțeleg. Deci rozul ăla de, îl vezi de departe. Uite, la ruși am și o chestie, nu prea, adică mie nu-mi stă bine. Cu acel nude foarte palid, pământiu, teracota, teracota e chiar frumos, un pământ din ăla pe care a dat un pic de ploaie așa, dar foarte puțin, știi? Adică zici că ești moartă de 3 luni, I'm sorry. Nu știu, pe mine nu mă avantajează, la mine e your lips but better, adică să fie culoarea mea naturală a buzelor, un pic mai accentuată. Mm-hmm. Și pe culori oarecum natural, adică până la buzele noastre de la roz la roșia. Ăla e neutrul meu, ca să zic așa. Nu pământiu, nu maroniu. Eu am niște pământii. Dar ți-e stă bine că tu ai altă, tu ești mai caldă. Galbenă, da. Sunt galbenă. Da. Sunt de rasa tu ești mai caldă, eu sunt aia albă și ca brăzna. Așa. E bine eu, că am pus... Eu trebuie să zic la trei. Tu. La trei. Da. Ce am scris aici? La outfit-ul, la fashion, fashionista din mine. Nu suportă mai multe chestii. Nu suportă, acum mi-au venit multe, the baggy style, asta ca un cort. Toate deci se hainele oversize. Oversize-ul ăsta care e la modă. Ok. Mm-hmm. Băi, eu sunt cum sunt, sunt dolofană. Deci nu m-ar dezavantaja să-mi pun ceva mai larg pe mine. Dar aș arăta sincer ca un cort, dar și una slabă, care are o siluetă frumoasă, să-și pună un cord din ăla, păi e păcat, nu știu, e păcat, să nu știu să vadă, știe, măcar un pic detalii, o ceva, măcar strângeți cortul ăla cu o curea, dacă tot insiști să spui, și cort și de nuanța aia fix pământie de care vorbeam la buze, să o pui pe tine, știi, să te faci lipsită total de orice culoare, orice personaj, nu știu, mie mi se pare că ori trebuie să spui ceva, să-ți accentuezi buzele, ori să ai un make-up mai nebun, sau un accesoriu colorat decât să fii din cap până în picioare într-un tern. Cort tern, maro, beige, ce-o fi, nu știu. Dar eu nu am zis asta, am zis altceva. Sandale cu toc extraordinar de pătrățos. Zic acele cuburi. Da, deci, și eu mă oferez de alea. Sunt sandale cu talpa este subțire și până vine tocul. Și când te uiți la toc îți vine rău. Pentru că îți imaginez cum merge o persoană cu acele sandale. După ce că e talpa subțire, pe urmă vine tocul ăla foarte pătrățos pe care practic îl tragi după tine, așa. Dar adică... să știi că-s comode. Sunt comode, n-am ce zice față de un toc cui sau stiletto sau ce mai fi, dar mie îmi place tocul acela un pic mai gros sus care se subțiază frumos și are la bază o mică, deci nu e chiar cui. Ca să fie comod totuși. Da, ca să fie comod. Acela mai feminin și nu e înalt de 15 cm. Dar astea nu sunt înalte, din contră, sunt foarte comod, dar sunt putucănoase. Și mai au și pătrate, sunt mai în față. Pătrate în față. Da. Da, da, e un trend acum cu partea din față pătrată. Da, eu am văzut niște sandale. Dar care o să dispară repede, sunt convinsă. Am văzut niște sandale, deci talpa era pur și simplu un dreptunghi, un dreptunghi perfect, pe care tu chimineai piciorul și îți venea între degete un string din ăla. Ca la niște șlap. Ca la șlap, deci, pur și simplu erau oribile după mine, da? Mă
E un trend. Pe acolo, da. Nebunie. Asta este. Apropo de ce ai zis cu baggy și cu oversize și cu astea, mie îmi place. Eu am o grămadă de haine din astea în care efectiv mă pierd, sunt acolo. Sunt și eu pe acolo, dar mai putea intra cineva, adică am fi mai mulți dacă l-au. Dar nu e așa că alternezi? Adică dacă ai sus un ceva oversize, poate spui... Da și nu, să știi că e un trend acum, culmea, promovat foarte mult pe Instagram și astea, în care se poartă și jos, adică ai niște blugi largi și sus ai o pelerină, o treabă, așa. Cumva e un je m'en fiche pe acoperiș. E o treabă de asta care, băi, nu pasă. Înțeleg? În alt loc. Da. Nu-mi pasă, nu mă interesează, îmi neg aturile sau... Da, eu nu sunt nici femeie, nici bărbat, eu nu am sâni, nu am... Da. Cumva derier. Pentru, dar înțeleg de ce, adică înțeleg de ce, nu sunt neapărat de acord. Sunt o androgină, o chestie din asta. Bine, că nici bărbații nu se îmbracă neapărat în corturi, nu e neapărat, că na, ca... Da, la bărbați nu vezi chestia asta. Nu prea. Nu e trendul oversize la bărbați. Dar nu la fel de, da, nu. Nu, e foarte exagerat la femeie, adică eu am ajuns, eu care port o mărime mai mare, am ajuns să pot să-mi iau haine. Da. Pentru că a trebuit să fie o fericire pentru mine, ci într-un fel, da. Sunai că, din magazinul ăsta niciodată nu găseam haine, dar acum îl găsesc de când era totul. Și ridicam un S și era atâta și mă gândeam, Doamne, dacă S-ul e atâta, L-ul sau XL-ul, cum e? Nu există. Și am mărit mult mai mici, adică față de cum purtam, încât să vină cât de cât să nu fie chiar. Și eu mi-am luat XS. Uriaș. Da, iată. XS, da, oversize, normal, da, mă rog. Eu, nu? Tu, da. Da. O să pus clipici. Da, mă refer la sclipiciul ăla multicolor, sau foarte mare, sau și eventual pe niște unghii așa, lungi. Adică de unghii vorbesc care, și eu mai. În care îți pui sclipici sau pui o ojă, nu știu, mai părerea mea. Voi faceți ce vreți voi, bineînțeles. Dar mie mi se pare că nu prea merg împreună. Adică ori îți faci niște unghii mai scurte și vii cu niște culori mai nebune sau cu desene sau cu așa, ori, nu știu, ai niște unghii mai lungi, dar mai... unii sau mai simple. Sau clasicele, nu știu dacă se mai poartă. Nu prea se mai poartă French. Da, nu. Dar naturale. Am avut o perioadă naturale, mei... adică nu cu vârfuri albe, asta nici mie mi se pare. Da, nu știu, într-o singură culoare sau... Culoarea un fel de lac cu nuanța pielii, așa, fie cele mai naturale, elegante, care merg la orice. Până la urmă să fie îngrijite, asta e ideea. Să nu fie, nu știu, nedate cu nimic. Bine, acum sub unghiile alea lungi, se ascund. Aolea, lasă-mă. Vorbim de unghii și o anumită formă de unghii care... Care? Stiletto. Da, unghii stiletto există. Serios? Ceva. Da, există. Așa alea ascuțite. Exact. Alea de vrăjitoare. Da, de care ți-e frică, pentru că știi că dacă te va ataca, nu ai șanse să scapi. Da, ai practic niște gheare. Da. Dar de ce? Pentru că vrei să fii sexy și rea. Da. Nu doar sexy. Păi cum să fii? Păi bărbații cumva trebuie să se teamă. Da, că ți le infige unghiile alea. Și dacă și roșii sau negre. Da, negre. Ia gândește-te. Oh, da. Ești o fiară. Ești o fiară, la propriu. Da. Da, am pus, deci unghiile alea ascuțite ca de vrăjitoare, că tot era rândul meu acum, nu? Da. Deci trec la ultimul, unghii ascuțitoare, da. Ascuțite ca de vrăjitoare, deci și mai sunt și lungi. Măi, am o întrebare. Cum fac anumite treburi? Doamne. Și eu mă gândesc femeile alea, nu m-ați gândit niciodată, adică eu cred că e foarte greu, nu știu, eu n-am avut unghiile atât de lungi sau puse cumva, unghiile alea false și lungi. Da. Ah, încă o chestie, unghiile cu gel, dar gelul ăla care este așa, frate, e curbat într-un hal, deci e un strat atât de gros. Știu ce zici, dar alea sunt făcute prost de aia. Da, sunt făcute prost, da, pentru că gelul nu ar trebui să fie atât de gros. Pentru că și cine face unghii cu gel trebuie să știe să le facă, ca lumea să le pilească cu gel subțire făcut. Da, exact. Cât mai aproape de unghia că ta normală. Că asta e ideea, să pară niște unghii lungi naturale, chiar dacă ele sunt cu gel. Nu asta e... Da. La sclipici, eu trebuie să recunosc că eu m-am mai dat cu sclipici, mai de sărbători, mai am de-alea cu sclipici, dar sclipici fin sau... Da, cu tot oricum îți ții unghiile scurte. Da, nu fac unghii prea lungi, adică nu mă ține natura să le am prea lungi și nici nu mi le fac cu gel sau mi le pun false sau eu mai știu ce, știi? Dar, bine, multă lume își pune și unghii false pentru că nu le rezistă unghiile și li se rup și așa, și atunci când vii cu, nu știu, cu reconstrucție sau așa... Dar ce părere ai de unghiile mate? Îmi plac unghiile mate. Dar cu sclipici? Fără sclipici. Mulțumesc! Dar nici mie nu-mi place sclipiciul. Nici cu floricica aia pe degetul ăsta nu-mi place. Știi sclipiciul ăla pe care îl atingi și e așa grunjos?
Da, e da, genul ăla, da, știi, cât de greu se ia ăla de pe unghie. Da, e am avut o singură dată de un Crăciun și m-a apucat, că de Crăciun ne-am mai apucă nebunia. Da, da, puneți-mi de ăsta cu auriu, da, din ăsta vreau. Păi de sigur Crăciun o să fie Crăciun frumos. Și după aia stai și freacă, efectiv, doamne, ceva. Da, da, da. Dar trebuie să spui ca la unghii cu gel, da, să lași mai să mult timp. Șadă pe, da, ele acetona. Ok, tu ești. Eu sunt pantaloni cu turul foarte lăsat. Acei pantaloni în care pare că ai făcut o treabă. Mucenic. Pentru că n-ai mai ajuns la WC-ul. Și ai loc acolo să mai faci încă o treabă mai târziu când o să-ți vină din nou. Da, nu. Deci n-ai purtat niciodată așa ceva. Nu. Cred că nicio. E zona de șalvari care e ok, că se duce ok într-o anumită zonă, la, nu știu, în Turcia sau zona aia, da, arabească. Acolo nu discutăm. Nu zona la aia mă refer. Chiar și jeans, efectiv blugi cu, da, talia până la genunchi aproape, mai ales la băieți, vedeam și eventual puțin căzuți așa la spate să se facă chiloții. Asta e ideea, căzutul ăla pe mine. Vai de mine, deci... Nu, atât de căzut încât îi vezi jumate din, da, bucă. Hai să păi, că, nu știu cât e de adevărat, dar se pare că acel obicei cu văzutul, da, lingeriei era în închisoare. Sau în închisoare sau în... în cartierele alea rău famate, când făceai parte dintr-o bandă din aia, da, de cartier. A. Da, cred că din închisoare a venit. Cred că din închisoare și cumva ți arătai disponibilitatea de a face anumite lucruri. Da, tot ce e posibil, da. De a merge la clubul de lectură, mă gândesc, altceva n-are ce. Nici eu n-aș purta, pentru că nu mi-ar sta bine cu așa ceva, doamne. Dar nu cred că ești nimănui bine. Mie mi se pare că poți să arăți... Deci... Dar dacă ești Lil Wayne, nu știu, un rapper, o a, chestie, bine, okay. Eminem... Then you make a statement, faci, da, acolo, exact, e parte din tine. Dar da, ies eu... Da, da. Să rămână, am venit, da, pantalonii până la genunchi. Adică ce încerc să demonstrez? Că nu știu, că... Sunt și niște oameni care vor să facă un statement. Adică, na, prin... La prin ce era să un facă? Trend și vedeam pe multă lume purtând, dar... Da. În rest erau niște oameni normali, aparent, adică, nu știu, în sus aveau un tricou și o pereche de... Nu, e chestia aia, că hai să picioare, purtăm picioare tot ce e la modă, indiferent că ne stă bine sau nu, sau ne simțim bine, dar noi să fie la modă și nu ne interesează altceva, știi? Adică ei nu vor să facă un statement, vor doar să fie la modă. Sau... Da. Oare. Da, înțeleg și sunt total de acord. Mulțumesc. Și la haine, aici am pus haine în general de la un anumit magazin pe care vi l-am mai, de care vi l-am mai povestit. V-am mai povestit de acest magazin pentru că intru în el și mă duc razant așa. Trec pe lângă haine de parcă nu există. M-am uitat odată la ele pentru cineva să cumpăr cadou și eram la... Dar ce nu-ți place la ele, ce măi? Hainele de la Zara vorbesc aici. Și eu mă duc de la parfumuri, știți? Mă duc. Ce, nu există haine astea, mă duc de la... Și mă enervează că parfumurile sunt lângă casa, adică trebuie să trec prin tot magazinul ca să ajung în spate. Este intenționat așa. Normal, ca să mă facă să văd oribilitățile alea beige, frate. Toate sunt beige și niște modele beige ciudate, ciudate, cât casa, acum sunt și toate oversize și beige și parcă toți... Nu sunt, promit, am fost eu. Ne pierdem personalitatea, nu am știu, fost mie eu așa mi se pare. Și nu erau beige toate. Ba, eu am văzut foarte multe chestii beige și eu am o oribilitate de nuanța aia, pentru că mie nu mi-ar sta, da, bine. Deci eu arăt, ți-am zis, moartă și îngropată în nuanța aia. Adică și cu haine de culoare. Da, 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 da. Eu am fost sâmbătă și chiar erau chestii drăguțe. Dar aș mai luat o roche. Da? O roche de la Zara, foarte drăguță. Uite, neagră, nu beige. Băi, negru, da, aș opta și chiar, da, pe talie, adică... Da, deci nu era un cort. Da. O să mă îmbrac mâine cu ea și o să vezi. Da, da, da. Și cum e, cu mânecă lungă? Așa, 3 sferturi. Oh, îmi place, I like that. Și așa, da, vei aici și lunguță și se deschide așa și... Bine, trebuie să cauți atunci, poate, eu n-am stat să caut. Da, eu cred... Da, uite, în... Dar ce zici de Bershka? Că tot, cred că am discutat un pic înainte de Bershka. Problema cu Bershka e, unu, materiale foarte proaste față de Zara. Da. Și nici Zara nu excelează, da, întotdeauna, adică să fim serioși, no, da? Nu, nu, nu. Dar măcar modelele, mie una, mi se par drăguțe. Nu toate, iar zic, că unele sunt ciudățele rău. Uh-huh. Deci materiale proaste la Bershka, Pull&Bear și Stradivarius. Da. Și gata, s-a terminat. Dacă vreodată aveam șansă să facem o colaborare cu așa, domnule, nu o să mai facem, domnule, dar da, nu ne mai îmbracă Stradivarius. Ne-am tras covorul de sub picioare, singure. Nu, nimic. Da, mărim, Zara pe mine, ce puțin. Mărim, nu decalate, invers, adică L-ul, e o treabă atâta. Da. Pe bune, adică, ok, am înțeles, e adresat adolescenților. Dar și adolescenții ăștia, nu sunt toți
90-60-90. Sunt mulți adolescenți mai plinuți, mai, nu știu, scunzi, mai... Nu toată lumea da. E înaltă și slabă. Corect, corect. Foarte, foarte corect. Nu? Sunt de acord. Și greu găsesc haine. Eu nu sunt ca toată lumea. Da, uite, de exemplu, H&M-ul a scos de ceva vreme, chiar multă vreme, are categoria plus. Ah, da, da. Plus size. Da, e foarte ok. Ceea ce mi se pare foarte fain, e o tendință bună. Da, H&M-ul trebuie să specific o chestie. H&M pe site. Pentru că în magazin fizic nu prea găsești. Eu le-am văzut și în magazin. Magazinele mai mari, cred da, că au. Da, dar eu nu prea parcă. Am văzut aceeași selecție de haine frumoase și calitative și ok. Ca ce am văzut pe site. Pe site da, da, clar. E mult mai... Păi na, magazinele fizice au... Dar pe site e o chestie, că nu le vezi, nu le poți atinge. Dar le poți trimite înapoi, fără probleme. Da, n-am trimis niciodată înapoi, dar na. Eu trimit aproape de fiecare dată. Îmi comand deseori, nu știu, mărimea, 36, 38, 40, așa. A, tu îți comanzi mai multe, și le probez pe toate și decid la una din ele sau la niciuna uneori, efectiv. Da. Poate pleacă toate înapoi. Da. Dar îmi place să stau acasă, să mă îmbrac și cu restul hainelor pe care o să le port cu să respectiva piesă, să-mi da, pun da, da, încălțări, da. Să văd cum vin, ok, e destul de lungă, e scurtă, e... Da, da, pentru că apoi apare chestia aia, că ți-ai luat, nu știu, N haine și una nu-ți place că nu știu ce are, alta e prea scurtă, alta e prea, te strânge nu știu unde, așa dacă apuci să le porți un pic să te înveți cu ele... Da, eu am o orare cu întorsul la, înapoi la magazin. E extrem de simplu asta. Știu că la H&M e simplu. Le trimiți prin curier, adică efectiv le ridică da, curierul la unul din magazinele astea în mod gratuit. Nu. Zara. Zara le poți returna în magazin. În magazin. Dar ai și posibilitatea de a le trimite prin curier. Da? Da. Uite, să ce și eu să-mi comand odată eu trei chestii. Eu sunt șefa la retur, deci cred că mă cunosc oamenii acolo. Încerc să returnez de ceilalți magazin. Wow. Pentru că cumpăr foarte multe chestii fără să le probez. Nu-mi place să stau să probez în magazin absolut deloc. Nu, eu nu prea iau fără să probez, pentru că eu știu că sunt super dificilă. Mai ales când vine vorba de o cămașă, ceva cu nasă, ceva. Trebuie să mă duc să probez, pentru că sunt șanse mari să nu vină cum vreau eu. Da, 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 înțeleg. Adică dacă ești o persoană, tu nu cred că ai problema asta, că na, ai o siluetă frumoasă. Nu știu despre ce vorbești, dar eu am probleme. Da, hai mă, că nu, ești înaltă și frumoasă, lasă-mă în pace. Așa, dar eu când mă duc trebuie să probez și da, eu de obicei iau mai multe la cabina de probă și de acolo ies cu nimic. Mm-hmm. Nu, că mi se întâmplă și mie să nu rămân cu nimic după. Dar când comand online, nu fac ca tine, îmi stor creiere acolo, mă uit la mărimi, la măsuri, la nu știu ce și încerc să... Îmi dau, asta e, norocul, știi, și dau o singură mărime, iau o singură mărime din haina respectivă. Mă mai fac de la Bonprix, Bonprix un site bun, da. Și de mărime plus size, dacă vreți. Bun, da. Mai venise una, dar am uitat ideea. Mă rog, cam astea au fost, mai ai no, ceva? Eu mai am. A, mai ai, hai, bagă, că poate parfumuri mai vine. Parfumuri fake. A. Deci să știu că e fake și să mi-l iau fake fiind, doar pentru că, nu știu, poate nu mi-l permit pe cel original. Da, să știi mai bine... Nu mi-l iau deloc. Mai bine mi-iau ceva mai ieftin. Ok, pot să-mi iau o clonă, știind că e o clonă, da. Dar nu un parfum fake care s-ar putea să-mi facă probleme cu pielea, cu nu știu, nici nu știi unde l-au făcut, cine, pe ce vapor, ce copii l-au făcut, adică te gândești la implicațiile astea. Haine portocalii. Eu am o problemă cu culoarea portocalii. Și eu. Nu am nimic portocaliu, am ceva eu mai muștar. Am ceva muștar. Te-a pus un portocaliu, by the way. Dar depinde mai ce port. Ce portocaliu? Era un fel de cărămiziu, de fapt, nu era. Ei, nu, ăla merge. Așa. Coraiul merge, cărămiziu merge, dar portocaliul ăla foarte portocaliu. De trafic, precum așa. Precum rucsacul meu. De trafic, da, da. Sau de... Nu, și să am mult. Deci dacă am mult pe mine, cantitate mare, mă doare cap. Da, recunosc că culoarea mea... Nu știu de ce, dar de când sunt mică am problema asta. Bai, cu portocaliu, cred că v-am spus, am și o problemă... Camere vopsite în portocaliu ăla. Urăsc, acel portocaliu. Măi, fraților, luați-vă o nuanță de bej. Uite, bejul ăla de care ziceam că mă arată mortăciune, e bun pe pereți. Da, și bleu ăla nenorocit ăla. Bleu bebel, nu, am avut dormitorul. Nu, bebelul e ok, eu zic ăla puternic. A, rozul ăla de te dor ochii. Deci, roz, bleu. Nimic prea... Sau dacă faceți asta, măcar faceți un perete pe care îl faceți ca accent și... Și acolo e dubioșel, nu culoarea. Sau băi roșii sângerii. Ai văzut băile alea? O, deci, Doamne! Intri în ele și totul e roșu. Da, zici că a avut loc o crimă pasională. Da, zici pasională că cineva a omorât ceva, un anus. Nu mai vreau să zic ce-mi trecea pe mine, de ce s-a întâmplat dar acolo. Dar niciun caz într-o baie roșu, adică nu
vrei să fie roșu. Poate maxim, accente de roșu. Accente de roșu în bucătărie, să zicem. Da. Care mai are o logică, că bucătăria, dar nu gresie roșie, faianță roșie, cadă roșie. Am văzut și WC-ul și chiuvetă. Și dacă, Doamne ferește, ai o problemă și trebuie să o vezi. Ce să vezi? Lasă, nu problema. Mai vezi, totul e roșu, vezi roșu în fața ochilor. Pasională treaba, nu știu ce să zic. Vrei să fii pasional în baie, aia nu. Da. Nu știu, astea mă agasează pe mine vizual, pentru că eu mă uitam foarte des la anunțul pentru case, pentru că eram obsedată. Da. Și eu acum mă uit. E fun așa să te uiți la oameni în casă, știi, să vezi ce are acolo, are așa, are... Are iconițe pe perete. La, e drăguț. Dar are o perete roz, bombon sau portocaliu în dungi cu modele și nu știu. Astea nu pot eu să suport. Bun. Mai am, dar stai că nu mai recunoaște nici telefonul după câte postii spun. Nu mai vrea pizza cu shawarma. Există pizza. Da, am mâncat. Cu shawarma. Da, nu pizza cu shawarma. Am mâncat pizza cu cartofi prăjiți pe ea. Ok. Și de ce? Pentru că puteam. Păi știi cum e, și pantaloni cu talie joasă poți să-i cumperi, dar totuși nu o faci. N-a fost rea combinație, adică nu poți să zic că cartofii prăjiți. Deci pe mine ideea mă deranjează. Dar pizza cu shawarma... Adică mi se pare așa un soi de a pune sifon peste vin. Adică da, strici peste vin roșu. Exact, un vin bun. Da, da, și pui acolo și îți bați joc. Da, tu ai auzit de pizza peste pizza? Nu. Adică, practic, două. Deci e o pizza de bază și deasupra mai pui o pizza. Când... Da, de ce? Așa, că se poate. De ce? De ce-i vrea? Da, se pot face multe lucruri, dar înseamnă că le și facem. Da. Apoi, e ultima, promit. Sprâncene tatuate, buze tatuate și tuș, dungă de tuș la ochi și tatuată. A, nu e. Pentru că, hei, vreau să mă trezesc machiată, gata. Nu vreau, tocmai asta e ideea, nu vreau. Da, sunt și de acord. Și nu, adică nu. Bine, sprâncene tatuate, în anumite cazuri, e ok. Deci nu vorbim despre oameni care și-au pierdut, Doamne ferește, părul, care suferă de probleme de sănătate și lucrări făcute bine. Da. Dar eu mă refer la alea făcute nenorocire, adică umplute, negre, care apoi virează spre verde. Da, sau foarte obvious, așa, foarte... Nu știu, ți ies în ochi în evidență acele sprâncene. Da, sau neconcordanță cu părul, pentru că mai e și chestia asta. Da. Sprâncene care sunt negre și, nu știu, persoane sunt tipuri. Da, și ești blondă. Da, sau șatina deschis și clar n-ai cum să ai natural sprâncenele negre sau foarte aproape de negre. Mai am o chestie, stai că mi-a vrut. Mamă, cum mă vin! You're on fire! Yes, I'm on fire today. Ten bronzat, cu autobronzanță, mă rog, foarte bronzat, deci tu ești portocalie, știi culoarea ta preferat. Ca Trump. Da, exact. Tenul ăla portocaliu și tu ai părul blond platinat. Super. Nu-i așa că e superb? Și mai ai și niște sprâncene tatuate negre. Hai să le facem. Și sunt așa lucioase. Da. Și ai și gene puse, dar sunt mari, e stufăriș mare. Ai și conturul la buze și pe gene ai niște mici animăluțe așa flocoase. Da? Animăluțe flocoase? Păi da, eu mai zic genele, știi, sunt genele acelea care zici că ai niște mici și când dai din ele faci ful, așa. Adică sunt ca niște animăluțe flocoase. Aproape că prin viață. Da, zici că sunt mici șinșile. Șinșile așa, așa de ochi. Și nu te mușcă. Deci îți imaginezi această... Oh, dar nu că mi-imaginez, am și văzut. Am și văzut-o, da. Deci tenul nu trebuie să fie mai închis. Da, să fie diferența asta mare între cap și gât. Eu așa știam, că trebuie să fie cu două tonuri mai deschise decât de sprâncenele, cumva mai deschise decât părul, cu două tonuri. Bine, acum se mai poartă genul ăla de blond platinaș cu sprâncenele mai negre, dar pe anumite persoane, pe anumite, nu știu, nu la oricine stă bine, adică nu oricui. Îți place trendul ăsta cu părul curcubeu sau foarte pastel așa, un roz care dă până în albastru, n-am văzut. Sunt niște trenduri acum la vopsitul părului, mă rog, eu nu m-am vopsit niciodată și sper că mă voi vopsi. Dar de ce? Pentru că am o nuanță, cum îmi place mie să zic, căcăneu deschis. Da, e cea mai basic nuanță posibilă. Așa e la noi, la români, toți avem. Și nu cred că mi-ar sta bine nici roșcată, roșu ca focul în niciun caz, nici blondă în niciun caz nu mă văd. Dar stai puțin, tu te duci în niște extreme. Cu negru nu mă văd și dacă mă fac tot șaten, ce am câștigat? Păi nu, ai putea să-ți faci niște baby lights, de exemplu, care sunt niște baby lights. What? Deci, nu mai puțin.
Lăsați-mă să intervin, doamnă, lăsați-mă să intervin. Highlights, adică? Sunt niște highlights extrem, deci niște șuvițe, dar extrem de finuțe, doar într-un ton două mai deschise decât părul tău. Deci nu te duce în blond sau ceva, știi? Și cumva, nu știu, cum vine să zicem că tu prinzi părul, ți-l porți într-o parte. Deci cumva aici, aici, așa. Și îți dă volum. Volum, da, și da, exact. Cumva exact. Privit așa, că da. El nu câștigă niciun fel de volum. Sau... Da, da, da. Dar dă o structură, iluzie, dă un joc acolo, știi? Da, 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 să-ți mai face ochiul pe acolo. Uite, prin asta e o treabă care da. Pare naturală. Ca și cum tu ai stat foarte mult în soare, cum ziceam noi când eram la școală și ne întreba profa, mă, tu te-ai vopsit? Eu nu, am fost la mare părul, și da, de la da, acolo, da, de la da. Soare, așa, mi s-a făcut blonde. Apropo de asta, că mi-a venit ideea. Cum mi-ai zis tu cu baleaj e altceva? Nu, baleaj e altceva. Da, dar mi-ai zis, mai țineți minte acele blonde, cred că erau blonde, care își făceau niște șuvițe negre? Zici că erau ca niște tigri, așa. Deci se purta la mine, când eram în liceu, aveam foarte multe colege care își făceau niște șuvițe foarte contrastante așa și groase prin păr, care treceau așa. Deci nu subțirele, nu naturale. Mi-aduc de păr blond, deci de aici, da, păi dar brusc așa, era blond. Zici că ți l-ai băgat într-o găleată cu clor. Da, cu clor. Da. Uite, hai că nu mi-a mai venit niște idei. Măi. Hai că am fost pe hate-uială la greu. Te sper că nu s-a supărat nimeni. Sunt convinsă că o să fie cineva în comentarii, dar asta este. Suntem aici for fun, luați viața mai ușurel așa, mai distrați-vă, mă. Nimeni nu e aici ca să vă jignească pe voi, nimeni nu e aici ca vă vizează pe voi, nu ne uităm la voi, noi nu știm cum arătați voi, deci nu mai luați așa. Și faceți și voi în comentarii aceeași chestie, chiar sunt curioasă ce vă scoate pe voi din sărită. Da? Sigur o să mai găsim și acolo chestii pe care ne scot și pe noi din sărită. Bine, v-am lăsat, v-am pupat. Sper că v-a plăcut, a fost ceva diferit, dar m-a inspirat femeia de lângă mine. Am venit eu cu hate-ul aici și am zis să facem ceva diferit. Dacă vreți, o să avem un clip și pe canalul Domnișoarei, care este în engleză și este despre parfumuri. Am luat casele noastre, să zicem, preferate, 10 case, destul de mari și cunoscute, și ne-am spus parfumurile noastre preferate de la fiecare casă în parte. Și la unele am coincis. Deci la multe am cunoscut ceva. Da? Dacă sunteți curioși, vă las în descriere, vă las pe aici link, cum fac eu de obicei, da? Mulțumesc! Bine, ha, v-am pupat, v-am lăsat. Pa, ciao, pa! Ciao. Nu ne se mai văd. Da, dacă vrem să ni se vadă, ni se văd, uite! Oh my god, asta intră la bloopers, că eu pun bloopers, I'm sorry! Hey, eu așa le fac, mai... Nu, știi, da.